Bine ați venit pe canalul revistei Flawless, eu sunt Alexandra, iar voi sunteți la Poezie și Parfum. Astăzi am ales să vorbesc despre un brand care mi-a devenit tare drag, deși l-am cunoscut acum foarte puțină vreme, și anume Nassim. Nassim este un brand care a apărut recent pe Dubai Collection și care pune la dispoziția tuturor o serie de parfumuri cu adevărat din zona Orientului Mijlociu și aici mă refer la parfumuri fără alcool. Deși pentru mine aceasta a fost o experiență nouă, am ajuns să mă îndrăgostesc de aceste parfumuri, de multe dintre ele, dar și de un body mist pe care l-am primit fără să-l aleg eu și care îmi place și acesta destul de tare. Și o să încerc să vă povestesc despre fiecare produs pe care l-am testat din gama celor de la Nassim, de pe Dubai Collection, în cele ce urmează, iar la final, ca întotdeauna, o să avem și o recomandare de lectură. Bushra, așa se numește acest body mist. Eu folosesc destul de multe body misturi și în general sunt de la Bath & Body Works sau de la Victoria's Secret. Folosesc cu plăcere tipul acesta de body mist pentru că de multe ori găsesc că deodorantele disponibile pe piață fie nu îmi plac ca aromă, fie au prea mult talc în compoziție sau mă irită. Și atunci, în general, am în casă destul de multe body misturi. Nu am testat până acum niciunul din zona asta a Orientului Mijlociu și m-am bucurat foarte tare când am primit acest body mist de la Dubai Collection. Acesta nu a fost ales de mine, aroma lui, adică nu am apucat să o testez înainte, celelalte două care sunt parfumul și despre care veți afla mai multe în minutele care urmează, au fost ambele selectate de mine și probabil de aceea aroma acestuia mi se pare un pic mai comercială, ca să zic așa, deși are niște accente foarte frumoase și niște performanțe deosebite. Bushra, căci despre acesta vorbim prima dată, este un body mist care se laudă cu o serie de note citrice și fructate, mai ales în vârf și la mijlocul compoziției. Și anume, lămâie, portocale, zmeură, ananas, măr, cam acestea sunt notele de vârf și de mijloc cu care se laudă Bushra. În schimb, la bază, regăsim lemn de santal, note lemnoase, patchouli. Iar compoziția, din punctul meu de vedere, este una destul de afumată, dulceagă, se simte și un pic de vanilie sau poate este un lemn de santal, un santal care se duce în zona aceea dulce. Eu cred că acesta poate acompania foarte bine un parfum precum La Vie Belle, de exemplu, sau ceva asemănător cu acela. Adică poate fi foarte ușor folosit în combinație cu un parfum care să miroase ușor dulceag, feminin și cumva generic. Are un pic, are ceva afumat în compoziție, probabil acel patchouli care se duce puțin în zona amară, dar, per total, efectul este acela al unui parfum tipic pe care îl găsim în Sephora sau în Douglas sau unde vreți voi, în marile magazine, să zicem, mai comerciale. Și dacă v-am spus ce nu-mi place la Bushra, și anume faptul că aroma este ușor mai comercială decât parfumurile pe care le aleg eu în această perioadă, o să vă spun și ce îmi place. În primul rând, atunci când vine vorba de un body mist, în general nu aleg arome de nișă. Asta pentru că body mist-ul îl folosesc să acompanieze sau să fac layering cu mai multe parfumuri și atunci, în general, optez pentru arome mai generice, cum este și acesta. Apoi, prețul lui este foarte convenabil pe Dubai Collection, dacă folosiți codul FLW05 este încă și mai convenabil, costă undeva la 15 lei acesta, are 100 de mililitri și asta îl face extrem de accesibil în comparație cu variantele pe care eu le folosesc de obicei, ce vă spuneam, Bath & Body Works sau Victoria's Secret. Din punctul ăsta de vedere, este o achiziție extrem de bună. Iar următorul punct, și anume performanțele foarte bune pe care acest body mist le are, îl face și mai bun. Rezistă mai mult decât majoritatea body misturilor pe care eu le am în casă, proiectează ușor, nu excepțional, dar proiectează, iar asta, din punctul meu de vedere, recomandă ca o achiziție foarte, foarte bună.
Nu aș vrea să intru în prea multe detalii în ceea ce privește aroma lui. Nu pot să vă spun de ce mie mi se pare că ar conține și un pic de vanilie, dar aceasta nu este listată. De ce mie mi se pare mai dulce și mai puțin fructat decât este descris pe site-ul producătorului și la Dubai Collection. Dar cu toate acestea pot să vă spun că este o aromă tipică de body mist, în genul celor de la Bath & Body Works și Victoria's Secret, care se duce ușor spre parfumurile tip Lavie Belle și care are ceva mai multe accente fructate. Dacă le recomand, da, mai ales pentru ce face, le recomand. Aș alege, în schimb, din punctul meu de vedere, o altă aromă, poate una puțin mai acvatică sau puțin mai citrică. Iar dacă Bushra mi s-a părut așa și așa, cele care urmează o să vedeți că mi-au părut ambele senzaționale și o să vorbesc prima dată despre Twin Paradise de la Nassim, același brand, care este un parfum fără alcool cu cocos și mie îmi place tare, tare mult. Are o prezentare destul de simplă, o cutie de carton, elegantă totuși, nu știu cât se vede ea la cameră. Are o descriere foarte drăguță pe spate și spune că Twin Paradise reprezintă o adevărată escapadă într-o insulă sălbatică unde spiritul poate experimenta libertatea în adevărata ei formă, foarte drăguț și poetic. Sticla, în schimb, este foarte, foarte frumoasă, este și foarte grea, e o sticlă de calitate, are acel efect frosted, are un N aici de la Nassim, are embosat și pe capac, capacul este metalic, acest N de aici este și el metalic și, per total, sticla pare de bună calitate, este frumoasă, este turcoaz cu auriu, nu este excesiv ornamentată, știți că mie nici nu-mi plac sticlele excesiv ornamentate, ci este foarte, foarte ok, arată foarte bine pe măsuța mea. Pulverizează absolut ok, nu mi s-a părut nici excepțional, dar nici de proastă calitate în niciun caz, are un atomizor bun, iar aroma este ceva de vis. Vorbim aici despre un parfum de data asta cu niște performanțe foarte bune pentru un parfum fără alcool. Eu am mai testat de-a lungul timpului mai multe variante de parfum fără alcool și vă spun că aceasta este cu siguranță cea mai bună variantă pe care eu am testat-o până acum. Parfumul se deschide cu note de bergamotă, floare de portocal, cocos și piersică. Dintre acestea, cocosul se simte excepțional de bine, se simte și acel efect al piersicii, acea coajă de piersică zămoasă, foarte coaptă, pe care o și miroși în timp ce o mănânci. Este un parfum zemos, delicios, gustos și ușor, foarte ușor gurmand. Notele de mijloc, în schimb, sunt niște note florale și avem aici acel trio de gardenie, tuberoză și asomie, care își face prezența simțită din plin în acest parfum. Iar efectul total al parfumului este unul foarte, foarte feminin, dar în același timp ușor gurmand. Pe lângă notele florale, la mijloc mai avem oris și heliotrop, iar în bază avem, bineînțeles, vanilie, lemn de santal, note lemnoase, iar acea vanilie și orisul din rădăcina de iris de la mijlocul parfumului se simt și ele și este un parfum feminin în care notele de gardenie, tuberoză și asomie se împletesc și se simt foarte bine, se simte foarte bine și cocosul, se simte foarte bine și vanilia și are un foarte ușor efect pudrat de la acea rădăcină de iris, probabil. Dar, per total, parfumul rămâne zemos, rămâne cremos și, din punctul meu de vedere, este o mică capodoperă acest parfum, mai ales la prețul pe care îl are. Și are un preț foarte accesibil și acesta pentru calitatea pe care o oferă. Este undeva în jur de 135-140 de lei. Din nou, dacă folosiți codul FULEW05, o să beneficiați de o extra reducere. Cu siguranță eu aș recomanda Twin Paradise acelor persoane care își doresc un parfum cu cocos sau cu florale albe în zona asta exotică, dar care nu sunt dispuse să plătească, să spunem, prețul de la Tom Ford pentru așa ceva.
Mie mi se pare un înlocuitor foarte bun al gamei Soleil Blanc de la Tom Ford. Acesta, deși și vreau să pun accentul pe acest lucru, nu este nici de cum o replică sau o clonă. Miroase complet diferit. Dar ca efect și ca concept, să spunem, este foarte apropiat de acela, chiar dacă aroma este foarte, foarte diferită. De altfel, eu îl prefer pe acesta, pentru că aici cocosul și notele florale se împletesc într-un mod care mie îmi place mai mult, pentru că nu are alcool și pot să-l folosesc și ca parfum de păr și îmi doream asta de foarte, foarte mult timp, și pentru că rezistă extraordinar de bine pe țesături, mai bine decât varianta Eau de Toilette de la Tom Ford. Pentru că am ajuns la performanțe, vreau să vă spun că m-a impresionat extrem de plăcut faptul că acest Twin Paradise de la Nassim ține pe țesături până a doua zi târziu și pe piele ține întreaga zi. Deci performanțele sunt unele bune, nu proiectează, să zicem, chiar atât de tare cât o fac unele parfumuri pe bază de alcool, dar proiectează, adică se simte la un metru, un metru jumătate, se simte binișor. Cu toate acestea, eu consider că, având în vedere că este un parfum fără alcool, pe bază de apă, și având în vedere performanțele, prețul și aroma incredibilă, e un parfum care merită, din punctul meu de vedere, mai ales vara sau, de ce nu, chiar și în toiul iernii, dacă simțim nevoia de a ne duce brusc pe o insulă tropicală cu cocos și cu multe flori albe parfumate, o escapadă exotică în mijlocul iernii, de ce nu, sună foarte bine. Chiar dacă Twin Paradise m-a impresionat foarte tare, vreau să vă spun că nici acesta nu este preferatul meu de la Nassim. Preferatul meu este Summer 69. Și dacă ar fi să recomand să achiziționați ceva de la Nassim, cu siguranță ar fi acesta, înainte de orice altceva. Chiar dacă și celelalte două îmi plac, iar Twin Paradise cu siguranță va fi în topul parfumurilor de vară, acesta este în top 10 de când l-am primit. Este în top 10 pentru că am o relație specială cu multe dintre notele lui, dar vreau să vă spun că am fost impresionată și de numărul de complimente pe care le-am primit purtând acest parfum. A venit o prietenă la un moment dat pe la mine și i-am zis: vreau să testez ceva, să-mi spui cum e. Era convinsă că e un parfum foarte, foarte scump de la un brand de nișă. Și nu, era acesta, era Summer 69 de la Nassim. I-a plăcut și ei foarte, foarte tare. Prezentarea este similară cu cea de la Twin Paradise, Summer 69. În schimbare, partea asta de aici aurie, acela o are turcoaz, ca și sticla. Și aici, pe spate, găsim o altă poveste. Summer 69 este un parfum inspirat de eterna promisiune a unei primoveri în floare, în care totul e un deliciu. Nu-l asociez neapărat cu primăvara, dar o să vedeți în cele ce urmează. Asta nu înseamnă că nu e un parfum ușor de purtat în orice anotimp. Îmi place și sticla mai mult decât la Twin Paradise. Aceasta este o sticlă transparentă în care se vede lichidul și vedeți că parfumul este lăptos, dar aroma este cea care pe mine m-a impresionat extrem de plăcut. Și mă face și acum să zâmbesc. 69 se deschide cu note verzi, cu note fructate și cu grapefruit. Eu ador nota de grapefruit în aproape toate compozițiile de vară, prefer grapefruitul celorlalte citrice. E o notă care mă face să zâmbesc, mă face să mă simt bine. Notele de mijloc din Summer 69 sunt de oris, osmantus, trandafir, lăcrămioare, iasomie. Nu pot să vă descriu cât de bine miroase acest parfum. În bază găsim vetiver, găsim ambră și găsim, bineînțeles, piele întoarsă. Și aici vreau să vă spun că eu și pielăria în general avem o relație specială, la fel și grapefruit, la fel și nota de osmantus, dar există compoziții în care fiecare din aceste note poate să împice cumva prost.
Nu este cazul aici. Aici, efectul total, inclusiv acel vetiver care se simte foarte bine, inclusiv acel grapefruit care se simte foarte bine, dar și pielea asta întoarsă, creează un efect de parfum unisex, de parfum cumva fresh, dar și de aromă de nișă. E cu siguranță un parfum unic, mie îmi place foarte tare, are și niște performanțe deosebite și dacă ar fi să recomand în momentul ăsta o singură achiziție, mi-ar fi foarte greu să fac treaba asta, de pe Dubai Collection, cu siguranță ar fi acesta. Summer 69 este un parfum foarte bun din toate punctele de vedere. Este versatil, ușor de folosit în orice situație, poate fi utilizat ca parfum de corp, ca parfum de păr, ca parfum normal. Rezistă bine pe țesături, chiar dacă puțin mai puțin decât Twin Paradise, acela are performanțe pe țesături deosebite. Rezistă până a doua zi, dacă nu și mai bine. Acesta rezistă și el până a doua zi, dar deja efectul este altul, se simte mai puțin. Proiectează mai puțin decât Twin Paradise, dar proiectează și acesta, însă aroma lui este una senzațională. Poate fi ușor folosit de ambele sexe, nu pare nici de cum nici feminin, nici masculin, dar este un parfum care într-adevăr cumva reușește să evoce senzația aia de libertate, de verde, de natură și în același timp să pudreze totul cu o pielărie senzațională, cu o piele întoarsă, de fapt, un efect de suede foarte, foarte interesant. Vreau doar să menționez că pielea întoarsă de aici seamănă un pic cu aceea din Peony Blush Suede, cred că se numește, de la Jo Malone. Efectul de pielărie întoarsă de aici este destul de asemănător cu acela. În schimb, acesta este un parfum mai complex, mai puțin floral, mai fructat, mai zemos, mai verde. Mie îmi place chiar mai mult decât varianta de la Jo Malone. Nu se aseamănă oricum, acela este un parfum feminin, cu foarte mult bujor, cu foarte multe flori roz și un parfum roz. Acesta nu este deloc așa. Dar la nota aceea de piele întoarsă seamănă un picuț cele două și dacă vreți ceva care să vă facă să vă gândiți cam cum se simte acea notă de piele întoarsă, atunci Peony and Blush Suede de la Jo Malone este cea mai apropiată variantă care îmi vine în minte. Însă țineți cont că acela este un parfum floral în care se simt din plin acele flori roz, ori acesta este mai degrabă un unisex cu foarte multe accente verzi, cu grapefruit, care invocă senzația asta de iarbă, de libertate, de verde și de tot ce e frumos pe lume. Se simte și orisul puțin, are un ușor efect cremos, iar combinația este una delicioasă și care pe mine m-a impresionat foarte tare. Din nou, dacă ar fi să aleg unul singur, acesta ar fi cu siguranță. Și da, și acesta este undeva la 135 sub 140 de lei și poate fi achiziționat folosind codul FLW05. În ceea ce privește recomandarea de lectură, am aici The Lady of the Rivers de Philippa Gregory. O să vă arăt. Aceasta este varianta în format electronic, eu o am pentru Kindle în limba engleză, dar vreau să știți că ea a apărut și la Polirom, se numește Doamna Apelor în limba română de Philippa Gregory. Și vorbim aici de un prequel la Regina Albă și Prințesa Albă, ambele care au apărut la editura Polirom și ambele au fost și seriale și probabil că le-ați văzut. O să vă spun de ce recomandarea mea este The Lady of the Rivers sau Doamna Apelor și anume pentru că este povestea bunicii personajului principal din Prințesa Albă și a mamei personajului principal din Regina Albă și eu cred că energia asta feminină se transmite din generație în generație și că e bine să știm de unde am plecat, că poveștile cu adevărat frumoase merită să fie spuse, mai ales atunci când sunt și fondate pe un adevăr istoric. Chiar dacă aici vorbim de ficțiune istorică și este o ficțiune istorică ușor romanțată, eu cred că toate aceste trei romane și mai ales acest prequel despre care nu prea mai vorbește nimeni, merită să fie citite.
plus de asta, mi se pare că poate fi o incursiune în istoria Marii Britanii, o incursiune înainte de dinastia Tudorilor, despre care se vorbește poate prea mult. În plus, aceste trei romane apărute la Polirom la noi și disponibile și pe Amazon în limba engleză, mie mi-au dat un sentiment așa de libertate și de feminitate. Sunt ușor de citit, sunt minunat de răsfoit pe plajă, în vacanță sau de ce nu chiar în vacanța de iarnă, lângă un foc cu lemne. Și reprezintă o incursiune ușoară, light, așa, în istoria Marii Britanii, ușor romanțată, numai bună pentru o după-amiază târzie. Mi se pare minunat de asociat cu Summer of 69, ambele, și cartea și parfumul, îți induc senzația asta de libertate și de putere. Libertate dată de notele astea frumoase de grapefruit și notele verzi, dar și de accentele astea florale de trandafir, lăcrămioare și moris, precum și de puterea dată de pielăria asta întoarsă, senzațională, care face din Summer 69 un parfum incredibil. Iar asta se cumulează binișor cu povestea doamnelor din această trilogie, să-i spunem. Ea nu este o trilogie, sunt de fapt mai multe romane, dar eu am citit doar trei dintre ele. Și din acesta vă recomand Doamna Apelor. Vă recomand să-l citiți, cred că o să vă placă și cred că va fi o lectură ușoară într-o după-amiază frumoasă sau, de ce nu, mai multe după-amiaze frumoase. Și cred că o să vă facă reală plăcere. Până data viitoare, vă spun la revedere și să aveți zile ușoare și însorite, cu lecturi foarte frumoase și mai ales parfumate.